În contextul unui an editorial bogat pentru scriitorii giurgiuveni, Cafeneaua Artiștilor din incinta Teatrului Tudor Vianu a găzduit astăzi o lansare de carte. Este a doua din acest an a scriitorului Tudor Rădan, după volumul Suflete zbuciumate. Brândușa este cel de-al 14-lea roman semnat de Tudor Rădan, care a văzut lumina tiparului. La acest eveniment fericit, alături de autor s-au aflat oameni de cultură giurgiuveni, oficialități, prieteni și admiratori, care au rostit cuvinte de apreciere la adresa sa și a operei. Suntem împreună aici, în acest areal spiritual din incinta Teatrului Tudor Vianu, pentru a primi în sufletul nostru cea de-a 14-a carte ce poartă semnătura scriitorului Tudor Rădan. Din 1995, parcă, la debutul Frații de Cruce, acest tânăr buști, cum îi spun eu, tot perseverează și ne încântă cu lucrările dânsului, ca dânsul și mânsați. Felicit acest scris frumos, dineresc. Mă bucură că a avut acest semnal de naștere în literatură, fiindcă de-a lungul vremii, cele 14 romane pe care le-a scris trădează faptul, așa cum prevestea Fănuș Neagu, vraja cuvântului. De la eveniment nu au lipsit colindele, poeziile și cântecele interpretate de tinere talente la vioară sau la pian. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii. Largă, Islam, bonjoară, mari minuni se întâmplară. Păstora largă, Islam, bonjoară, mari minuni se întâmplară. Prezenți nu au ratat ocazia să adreseze urările lor de sărbători și să mulțumească municipalității și în aceeași măsură deputaților Nicolae Florian și Liliana Ciobanu pentru susținerea celor care se ocupă cu arta scrisului.